În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, ne aflăm în duminica de după botezul Domnului, încă fiind în praznicul botezului Domnului, care ține până pe 14 ianuarie. Ne aflăm într-o duminică în care Mântuitorul iese la propovăduire. Știți că întotdeauna atunci când Mântuitorului i se întâmplă ceva sau se așează ceva în viața lui, imediat se face o translație între Vechiul Testament și Noul Testament. Atunci când a fost trimis în Egipt ca nu cumva Irod să atenteze, să spunem așa, la viața lui, s-a făcut acest lucru pentru că se spusese mai de demult: din Egipt am chemat pe fiul meu. Apoi s-a stabilit în Nazaret, pentru că s-a spus de mult, Nazarinean se va chema. Și după fiecare lucru pe care Mântuitorul l-a săvârșit, se argumentează de ce anume s-a săvârșit sau cum s-a spus dinainte despre acest lucru. E bine, astăzi aflăm mai departe că Nazaretul acesta făcea parte dintr-un ținut, din ținutul Galilei. Și se spusese și despre acest ținut cum că face parte din moștenirea pe care fiii lui Iacov au împărțit-o și a căzut seminților lui Neftali și a lui Zabulon, Galileea neamurilor, și se spunea pământul Zabulonului și Neftalimului. Poporul cel ce stătea în întuneric a văzut lumină mare. Va să zic că de aceea Mântuitorul a locuit prin ținuturile Galileii. De aceea știm de pescuirea minunată. Aici l-am văzut pe Mântuitorul când trecea de o parte și de alta a mării Galileii. Acolo folosea bărcile celor care pescuiau. În acest ținut a venit tocmai pentru ca să arate poporului cel ce era în întuneric că a venit lumină mare. Dar astăzi ni se spune că atunci când a aflat Mântuitorul că Ioan Botezătorul a fost aruncat în temniță de către Irod, a plecat în pământul Nazaretului și a început să propovăduiască. Și ca să ne prezinte o continuitate nu numai a cuvântului Sfântului Proroc și înainte mergător și botezătorul Ioan, ci să prezinte Vechiul Testament ca pe o continuare spre cel nou, spune că primul act de propovăduire a fost prin a spune oamenilor: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința este o punte între cele două testamente. Pocăința era chemarea pe care Sfântul Ioan Botezătorul a făcut-o oamenilor ca să-L primească pe Mântuitorul. De la această punte însă Mântuitorul a început să prezinte ce este împărăția cerurilor. Pentru că așa spunea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, Noul Testament este o carte cu răspunsuri la care trebuie să adresăm noi întrebări. Mi-aduc aminte că Părintele Arsenie întotdeauna spunea: Tată, știi cât de mâhnită este Maica Domnului pentru cei care nu îi cer nimic și nu o întreabă nimic niciodată. Așa este. Mi-aduc aminte și noi când eram la școală, după ce se săvârșea o lecție foarte bine antrenantă și bine pusă la punct, profesorul avea câte o întrebare și spunea: acum întrebați-mă voi. Foarte greu se găsea câte un coleg, acum pe care noi îl consideram, după mintea noastră, mai tupeist, se adresează așa câte o întrebare foarte, foarte firavă. Dar cred acum, de la vârsta pe care o am, că acel profesor nu întreba așa numai de amorul artei. Chiar întreba și chiar ar fi vrut să fie provocat. Ați văzut la conferințele acestea la care se cheamă câte un om în duhovnicii, după ce ține o conferință pe o anumită temă dată,
de jumătate de oră, 40 de minute, urmează o etapă de răspuns la întrebări. Și vin din sala respectivă bilețele cu întrebări. Aceste întrebări nu trebuie să aibă neapărat legătură cu tema dată, ci pur și simplu sunt întrebări care spun despre auditoriu că au fost atenți într-un fel sau într-altul. Este greu să pui o întrebare, pentru că atunci când pui o întrebare, măcar trebuie să bănuiești răspunsul. Pentru că dacă primești un răspuns care nu prea are legătură cu ceea ce crezi tu, foarte greu ți este să accepți respectivul răspuns. Dar să venim între ale noastre. Spuneam că Noul Testament, de-al minte toată Scriptura, este o scriere cu răspunsuri pentru oameni care își pun întrebări. Veți spune de unde am tras concluzia aceasta? Păi să știți că foarte mulți oameni au citit Noul Testament, foarte mulți oameni au citit și Vechiul Testament, dar m-au întrebat pur și simplu, pentru că n-am înțeles nimic. Ei au crezut că Noul Testament este, sau Vechiul Testament, sunt niște cărți care pun întrebări și care îți explică anumite lucruri. Nu! Sfânta Scriptură este o carte numai cu răspunsuri, dar este o carte fix pentru oamenii care au întrebări, adică care se problematizează, nu care au probleme, care se problematizează. Vedeți că a se problematiza este la diateză reflexivă. Reflexiv ce înseamnă? Să te uiți tu în oglindă, să vezi pe ce-mi lipsește mie. Înseamnă că începi să reflectezi. Înseamnă că intri în sensul bun al cuvântului în criză. Criză este un termen care vine de la verbul grecesc crino, a judeca. Atunci când te vezi pe tine și stai puțin și te judeci. Reflectezi. Reflectezi la tine însuți. Va să zic că Mântuitorul dă răspunsurile, dar noi ne-am întrebat? Aici este marea problemă. Se știe că nu trebuie să dai nimănui sfaturi, pentru că nimeni nu este dispus să asculte de un sfat dacă nu întreabă el. Dacă te întreabă cineva, îi dai un răspuns, dacă îți cere vreun sfat, îl dai, dar dacă nu ți-l cere, nu ai ce căuta cu sfaturi. Așa se întâmplă și cu Evanghelia. Te apuci să citești Evanghelia, dar dacă nu îți formulezi imediat întrebări la răspunsul pe care le găsești acolo, ai citit degeaba. Să fim mai practici. Sfânta Evanghelie o citim. Dar cum o citim? După ce avem niște întrebări și atunci hai să o luăm de la noi înșine. Cine sunt eu, Doamne? La întrebarea cine sunt eu, Doamne, trebuie să găsim neapărat răspunsurile care sunt acolo. Și răspunsul este în Vechiul Testament. Când Dumnezeu îl trimite pe Moise să ia poporul din robie, îi spune, eu sunt cel ce sunt. Adică Dumnezeu este cel ce este. Este răspuns la întrebarea noastră, cine sunt eu, Doamne? Dacă ne întrebăm sincer cine sunt eu, Doamne, întrebarea aceasta ne va da un răspuns. Nu cumva trebuie să întrebi ce a mai rămas din tine, din Dumnezeul care este în tine? Dacă ne întrebăm sincer, vom avea și răspunsuri sincere. Dacă însă nu suntem sinceri cu noi, bineînțeles că ne vom umple de tot felul de epitete. A, sunt frumos, a, sunt tânăr, a, am, dreg. Dar întrebarea trebuie să fie adresată lui Dumnezeu într-o sinceritate deplină, dacă vrem răspuns adevărat. Mai departe, legătura mea cu cel de lângă mine. Legătura mea cu cel de lângă mine înseamnă cu aproapele. Ouăleu, intră în probleme grele de tot. Cine e aproapele meu? Imediat, răspunsul este dat de Dumnezeu cu pilda samarineanului milostiv. Un om a căzut între tâlhari și a fost prins și l-au lăsat abia viu. Cine era aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? I-a spus cel care a făcut milă cu el. Deci aproapele meu este cel cu care eu trebuie să fac milă. Păi, Doamne, dar nu te supăra pe mine. Aproapele meu este ăla care îmi bate tobele și la ora 12 și 1 noaptea lângă mine.
Aproapele meu este ăla care mi-a mie locul de parcare. Aproapele meu este ăla care aruncă pachetul de țigări pe geam și eu trebuie să mătur a doua zi de fiecare dată. Ăla e aproape meu, da? Și eu cum mă comport cu el? De câte ori să-l iert? Imediat vine răspunsul: de 70 de ori câte 7. E, nu face socotel de astea 7 ori 7, pe 9. Asta înseamnă până la sfârșit. Și după aia vine întrebarea: când vine sfârșitul? Păi această întrebare este una fundamentală. Dacă nu te interesează când îți vine ție sfârșitul și cum trebuie să te găsească pe tine sfârșitul, n-ai făcut nimic. Și mergi mai departe și afli ce trebuie să faci în viața aceasta și cum trebuie să te comporți cu ceilalți. Doamne, dar sincer te întreb, mai vreau să iau o casă, e bine sau e rău? Și atunci, imediat, îți vine în minte răspunsul pe care Mântuitorul l-a dat atunci când a spus că unui om bogat i-a rodit țarina. Și s-a gândit el: voi dărâma hambarele și altele mai mari voi face și voi pune acolo bunătățile mele. Și noaptea vine îngerul și spune: nebune, în noaptea aceasta se va lua de la tine sufletul tău, toatele tale ale cui vor fi. Iată răspuns la întrebarea dacă să-ți mai faci o casă sau nu. Fraților, toată Sfânta Scriptură este un răspuns pentru un om care are întrebări. Niciodată nu putem să spunem de ce este într-un fel sau într-altul dacă nu ne întrebăm noi. Răspunsurile sunt pentru noi. Astăzi ne se dă un răspuns: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ah, bun. Este răspuns, dar la ce întrebare? Fiecare dintre noi are câte o întrebare. Eu unul pentru astăzi, să zicem așa, m-am pregătit de acasă că ceea ce a spus Mântuitorul și a propovăduit, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, este răspuns la întrebarea cum pot intra în împărăția cerurilor. Bineînțeles că n-am pretenția ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți aceeași întrebare și chiar m-aș bucura ca fiecare dintre noi să aibă o altă întrebare, pentru că fiecare are o problemă a lui. Părintele Arsenie întotdeauna spunea: tată, problema cea mai mare este problema fiecăruia. Niciodată să nu uitați asta. Și să nu vă dați așa după gard, problema mea e mai mare sau e mai mică. Nu! Este problema mea, este cea mai mare din univers. Și revenind la răspunsul acesta pe care Mântuitorul l-a dat, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, și la întrebarea mea, cum se poate intra în împărăția cerurilor, răspunsul este clar: pocăindu-te. A, pocăindu-te. Ce înseamnă atunci pocăindu-te? Adică să mă pocăiesc. A, să mă pocăiesc și încep să vorbești așa de unul singur. Ai luat-o, bineînțeles, atmosfera asta de a primi răspunsul frontal nu este chiar atât de ușor de primit. E ca o lovitură, chiar sub centură, aș putea să spun. A, deci nu sunt destul de pocăit. Gata, începe deja să meargă lucrurile. Vedeți, una după alta, întrebarea noastră, găsindu-și răspuns în Hristos, începe să lucreze în noi. Asta înseamnă că Scriptura este pentru mine. Dacă m-ar fi lăsat rece și aș fi spus: a, păi e pentru alții, sigur că da, să pocăiască ăla care are nu știu cât, ăla care mi-a greșit mie, ăla care mi-a bătut mie toba, ăla care mi-a aruncat mie hârtiile, păi nu e pentru mine. Înseamnă că Scriptura nu mai este pentru mine. Iubiți credincioși, dacă vrem într-adevăr să avem pe Hristos în noi, trebuie să înțelegem că El ne-a adresat niște mesaje ca răspuns la întrebări ce urmează noi să le adresăm. Așadar, duminica de astăzi vreau să o numesc Duminica Răspunsurilor Fără Întrebare. Și dacă vrem să o înțelegem, trebuie să ne formulăm întrebări. Mergând mai departe, ce să facem, Doamne, cu copilul meu care a fugit? Acum, să știți că nu trebuie să fugă de acasă copilul. A fugit cu gândurile lui, a fugit în anturajul lui. Ce fac? Răspunsul este clar. Un om avea doi fii și cel mai mic și-a cerut partea de moștenire și a plecat în lume. Și tatăl ce a făcut? A plecat după el? Nu. Tatăl a rămas acasă. Dacă eu am pus întrebarea din punct de vedere al părintelui, iată răspunsul. Trebuie să stau acasă și să aștept cât, până când se trezește el. Dacă însă sunt un copil fugit de acasă,
Am fugit de acasă. Să știți că fuga de acasă nu se întâmplă numai pe la 12-13 ani. Cum era odată de zicea Marin Sorescu când era să fug de acasă. Nu. Fuga de acasă întâmplă mai ales la bătrânețe. Și dacă am fugit de acasă, trebuie să mă întreb, Doamne, ce să fac? Imediat vine răspunsul. Păi ce a făcut fiul risipitor? S-a uitat în el, a reflectat și a zis, Doamne, dar câți argați ai tatălui meu să-mi destulează de pâine și o pierdă foame? Și îți vine gândul să te întorci. Iată că, iubiți credincioși, Sfânta Scriptură, dintr-o carte de răspunsuri fără întrebări, devine o carte de răspunsuri la toate întrebările. Cu o singură condiție, cel care o parcurge să-și pună întrebări, să se problematizeze fără să aibă probleme. Pentru că dacă aștepți întâi să ai probleme și după aia să te problematizezi, n-ai făcut nimic. Pentru că deja atunci când ai probleme, devii din ce în ce mai subiectiv și începi să vezi numai pe tine într-o anumită lumină și pe ceilalți să nu-i mai bagi în seamă și să spui întotdeauna că cele mai incomode ale vieții sunt pentru ceilalți. Vă mai aduceți aminte de cel care, chemat fiind la o mormântare și părintele prinzându-i așa pe toți, a vrut să le dea o lecție tuturor și a vorbit despre răposatul care a fost material didactic, care stătea peste drum de biserică și care nu dăduse pe la biserică decât la botez și la cununie și acum în necunoștință de cauză la mormântare. A început părintele să vorbească, l-avem pe fratele Vasile aici foarte apropiat de biserică, adică stătea peste drum, așa și pe dincolo, cum s-a pregătit și cum nu s-a pregătit, și la sfârșit, când a crezut că gata, toată lumea a înțeles, vine unul lângă el și spune, părinte, mă bucur, da, ia ziceți-mi, le-ați zis-o. A, absolut. Toată lumea credea că le-a zis-o. Fiecare dintre cei care trebuiau să se învețe cu ceva, imediat aveau pe buze, le-a zis-o, le-a zis-o celorlalți. Păi nu, fraților, nouă ne zice Hristos, nouă ni se dau tot felul de direcții. Acum revenim la întrebările noastre. Te uiți așa la tine și zici, bă, am o vârstă. Mă, dar eu, mi-am propus ceva când eram mic. Talanții mei, mi-aduc aminte când eram mic, poate mai scârțiam câte o vioară, mai... Unde s-a oprit acel talent? Ce mai fac cu el? Și îți vine răspunsul, pilda talanților. Unul i s-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Păi dacă am avut talanți nefolosiți, nu spune că la început trebuie lucrat sau la sfârșitul vieții trebuie lucrat talentul, ci trebuie înmulțit. Nu vrea de la mine Dumnezeu dacă ai 2 talanți să-i dai 10. Nu, să-i dai încă 2. Adică să înmulțești cu încă o parte. Dar mai sunt și alte întrebări. Doamne, dar n-am eu atâta șansă, n-am eu atâta trecere la ceilalți și poți să intri în panică. Dar dacă te uiți mai bine la răspunsul din pilda talanților, afli pentru tine, unul i s-a dat un talent, altuia 2, altuia 5. Păi de ce mă uit eu în ograda lui cu 5 talanți? Treaba lui, ăla trebuie să facă 10. Eu am unul să nu-l îngrop. Vedeți, iubiți credincioși, multe sunt întrebările pe care noi ni le punem. Și dacă nu suntem în stare să scormonim în noi tot ceea ce înseamnă răspuns în Sfânta Evanghelie, nu facem nimic. Intrăm în panică, așa cum am spus, credem că nu e nimic de capul nostru sau, mai grav, credem că suntem, cum zice românul, buricul pământului și credem că tot ceea ce este spus este spus numai pentru ceilalți și toate celelalte. Mai de ună zi mă admonesta cineva, chiar public, că am început să mă repet la anumite cuvântări cu anumite lucruri care mi-au plăcut mie în viață. Cum e cu copilul din noi, cum multe lucruri pe care le-a zis Părintele Asenie și am spus, da, am să mă spovedesc în fața lumii că aceste lucruri sunt într-adevăr cunoscute sau chiar necunoscute de către mine. Când încep să mă repet, îmi dau drum așa la anumite lucruri, dar vă spun și dumneavoastră, nu-mi pare rău că mă repet, pentru că de fiecare dată când spun chipurile același lucru, nu spun același lucru. Pentru că sunt condiții cu totul și cu totul deosebite
atunci când spun într-un context sau în alt context. Și de acum înainte, cine este supărat pe mine că mă repet, poate să fie supărat. Am să mă rog să nu fiu eu supărat, ca nu cumva să mă opresc de repetiție. Păi, dar fiți atenți aici. A respira nu înseamnă a repeta un lucru? A respira ce înseamnă? A întreține viața. E, asta mă întreține pe mine. Repetiția din când în când a unor lucruri din fața dumneavoastră, ca să vă dați seama că bănuiesc că nu am fost înțeles chiar așa cum am crezut eu. Și pentru că am ajuns la acest lucru, vă spun că în urma unor cuvântări am aflat niște interpretări foarte interesante, lucruri la care absolut nici nu m-am gândit. Cineva își trăgea o anumită sevă dintr-un lucru spus de mine într-un fel la care eu nici măcar nu m-am gândit. Înseamnă că eu trebuie să continui să respir, adică să repet anumite lucruri, poate că voi auzi și eu alte sensuri pentru mine însumi la ceea ce eu însumi am de spus. Iubiți credincioși, fiți sinceri în fiecare moment și adresați întrebări Mântuitorului și Maicii Domnului. Răspunsurile sunt pentru noi, dar nu sunt așa pentru toată clasa, cum se dădea câteodată cât un răspuns. Nu, răspunsul este individual și pentru fiecare în parte. Sfânta Scriptură nu este făcută pentru colectivul oamenilor muncii, cum era odată. Nu. Sfânta Scriptură nu este făcută numai pentru intelectuali sau numai pentru cei care au 5 talanți, 2 sau 1. Nu. Sfânta Scriptură este răspuns pentru toate întrebările, cum am zis, cu o singură condiție. Să avem noi întrebări la răspunsurile pe care le aflăm acolo. Este vorba de viața noastră. Și pentru că astăzi se propovădește modul de a intra în împărăția cerurilor și eu unul personal m-am întrebat cum se poate intra în împărăția cerurilor și mi s-a răspuns, pocăiți-vă, dar puteți să vă întrebați ce este împărăția cerurilor? Da, și aceasta este o întrebare. Ce este împărăția cerurilor? Păi acum să vă spun ceva. Aici noi pe pământ, dacă am spune cuiva, băi fraților, haideți să facem pentru fiecare, pentru noi toți, un lucru minunat. Și acum dacă ne adunăm 10 inși, cu siguranță că avem fiecare câte un loc în care ni se pare locul cel mai bine. Și zicem, bă, nu merge așa. Măcar să ne gândim cum să fie, bă, soare sau cum să fie ploaie. Bineînțeles că o să se împarte iar în tabere. Unii o să vrea ploaie că se gândesc la agricultură, alții o să vrea soare că pentru, vezi, Doamne, să se simte mai bine sau să nu plătească pe la întreținere mult vor căldură. Niciodată, măcar doi oameni, nu se vor bucura de același lucru în același timp. Până la capăt. Va să zică, dacă vă spun eu că împărăția cerurilor este într-un spațiu liniștit, credeți că unui rocker iar da ghes inima să ceară împărăția aia liniștită? Vă spun că nu, omenește vorbind. Credeți că Dumnezeu nu s-a gândit la asta? Credeți că Dumnezeu ne-a lăsat jumătate de viață și restul eternitate, care tot jumătate înseamnă? Că așa balansează. Ce câștigi în partea asta se ridică în partea altă. Ca tarerele, dacă ai o viață grea, adevărat grea, cu greutate, adică nu cu greutăți, se ridică în împărăția cerurilor. Și atunci Dumnezeu, credeți că nu știe lucrul ăsta, că suntem diferiți, până nu ne-a făcut el diferiți? Înseamnă că împărăția cerurilor este tot ceea ce îmi cultiv eu de acum cu gândurile mele și dacă sunt sincer cu mine, cu siguranță că Dumnezeu va face împărăția cerurilor pentru mine să-mi placă mie. Asta este împărăția cerurilor. Mântuitorul, de-a lungul propovăduirii sale, ne-a dat multe pilde care începeau, aceasta este împărăția cerurilor, sau asemănase-va împărăția cerurilor cu 10 fecioare care au luat candelele lor, unii le-au luat, undele, altele le-au luat și așa mai departe, erau nebune, alte erau înțelepte. Trebuie să știm că împărăția cerurilor este pentru fiecare în parte. Nu este o globalizare, nu este un loc comun, este o stare. De exemplu, ce face diferența între noi care avem anumite lucruri și aceeași persoană, același eu, care primește mâine o veste că a primit o moștenire de nu știu unde. Dom'le, n-am văzut moștenirea aia, dar parcă deja
încep să mă gândesc cum să o cheltui. O să aflu peste o săptămână că a fost un zvon fals, că nu eu, că vecinul, că de fapt nu mi se dă, mi se ia și așa mai departe. Dar de unde bucuria aia în mine? Că doar n-am văzut nimic. De la o veste? Ah, da, deci lumea este făcută și din veștile pe care noi le procesăm. Dacă aflăm un lucru bun despre noi, deja ni se modifică percepția. Ce vreau să vă spun este faptul că așa este și împărăția cerurilor. Fiecare, cum își așterne, așa doarme, zice un proverb românesc, bine. Trebuie să știm că împărăția cerurilor este cea care ne așteaptă, dar noi trebuie să pătrundem cu ceva pus din partea noastră. Astăzi aflăm că pocăința este o monedă de schimb, dar nu acum să ne pocăim numai până să intrăm pe ușa împărăției sau să ne pocăim ca să primim acolo un punctaj. Nu. Dacă știm să fim sinceri cu pocăința, atunci va fi și Dumnezeu sincer cu noi și ne va introduce în împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă pocăința, fraților? V-ați întrebat vreodată ce înseamnă dacă un om este pocăit sau nu? Bine, în afară de denumirea religioasă zisă pocăiți, adică baptiști și așa mai departe, nu. Pocăința nu înseamnă să stai numai cu capul în plecat, așa, și la un moment dat când vine cineva să-ți dă o palmă, întorci și vedea tot brazul, un alt. Nu, fraților, pocăința este ceva ontologic, ceva ființial. Trebuie să facă parte din tine. Și întotdeauna zicea Părintele Asenie, tată, smerenie, adică pocăința, trebuie să fie dârză. Mi-aduc aminte, povestea cineva că un om foarte, foarte smerit, nu știu cum, i s-a părut unuia că l-a supărat cu ceva. Și a venit ea și a dat o palmă, s-a întins o brațul celălalt. I-a dat încă o palmă, a mai întins încă o brațul celălalt, i-a mai dat încă o palmă și când să-i dea ăsta a patra palmă, zice, stai bă așa, că Hristos a zis să întorc numai o dată o brață. Adică, bă, sunt eu pocăit, sunt smerit, dar nici chiar așa. Trebuie și smerenie, trebuie să ținem și la ale noastre. A fi pocăit înseamnă a te uita în oglindă înainte de a așeza paiul din ochiul celuilalt. A te cunoaște întâi pe tine și apoi a lua măsuri pentru ceilalți. Asta înseamnă o măsură pocăită care reprezintă pașaportul pentru împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, dar împărăția cerurilor, așa cum îi spune numele, nu e în spațiu Schengen sau în alt spațiu, e în cer. Trebuie să știm, ne mulțumim să stăm în cer sau ne mulțumim să stăm pe pământ? Păi da, dar și șederea noastră pe pământ trebuie să fie în perspectiva cerului. Și dacă nu ne punem această întrebare, răspunsul dat de Mântuitorul astăzi nu își află niciun rost, nici în cultura noastră, nici în imaginația noastră. Și răspunsul fiecărui cuvânt din Scriptură stă în întrebarea noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne punem întrebări, să ne ajute Bunul Dumnezeu să aflăm că, de fapt, Mântuitorul nu ne întreabă, ci ne răspunde. Toată viața noastră este răspuns la întrebarea, Adame, unde ești? Așa l-a întrebat Dumnezeu pe Adam și acesta n-a răspuns. Noi ne rugăm la Dumnezeu, ca la întrebarea lui Dumnezeu, Adame, unde ești, să răspundem prin cuvintele care sunt răspunsuri, de fapt, în Scriptură. Acolo unde m-ai lăsat Tu, Doamne. Așa se ajute Bunul Dumnezeu.